Lumea pe scurt cu Ioan Ciobotă. Bine v-am găsit în rubrica Lumea pe scurt. Spuneam că ziua de 21 septembrie este ziua internațională, ziua mondială a păcii. În această dimineață, președintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat mobilizare parțială a rezerviștilor. Așadar, războiul continuă. Spuneam în primele zile ale războiului, cred că la sfârșitul lui februarie, începutul lui martie, spuneam că nu cred că Rusia poate fi îngenunchiată. Asta nu înseamnă că sunt pro-rus sau pro-Putin, ci caut să gândesc limpede. Teama este că Rusia va folosi armele nucleare când vede că este înfrântă în războiul acesta de secol XIX. Și atunci mă gândesc, dând lucrurile în urmă, nu pot să nu mă gândesc la anul 2014, când a început Euromaidanul în Kiev. Ucraina avea un guvern ales democratic, pe cât era democrația la ei atunci, dar cu ajutorul acestei mișcări, Euromaidan, fostul președinte Ianucovici a trebuit să fugă în Moscova și de atunci lucrurile au pornit pe un trend descendent și am ajuns unde suntem acum. Doamne, ai milă! Doamne, oprește Tu acest război, oprește-L pe Putin, oprește-L pe Zelenski, oprește-L pe Biden, oprește-i pe toți cei care, într-un fel sau altul, atâță câinii războiului, măcar de ziua păcii, dacă nu chiar în fiecare zi, să caute pace cu adevărat. Dar, cum spuneam, decretul de mobilizare a rezerviștilor în Rusia înseamnă o declarație clară din partea lui Putin că războiul va continua. Și, așa cum spunea profetul Daniel, odată cu el și nenorocirile. Statul român este implicat în susținerea financiară și promovarea Festivalului Internațional de Film Kyr. Unul dintre filmele din festival se numește Căderea comunismului văzută în pornografia gay, titrează site-ul r3media.ro. Art 2000 se numește acest festival internațional de film Kyr, care a ajuns deja la a treia ediție și este cofinanțat de Administrația Fondului Cultural Național din România. Deci banii statului român sunt banii noștri, impozitele noastre. Vă convine ca banii dumneavoastră să fie cheltuiți pentru filme cu pornografie homosexuală? Dacă nu vă convine, sunați-vă politicienii, sunați-vă politicieni, politicienii care vă reprezintă și întrebați-i despre acest lucru. Și totodată rugați-vă pentru politicieni și pentru cei care decid, cel puțin fondurile, cei care decid fondurile și banii în această țară. Publicația torontosun.com scrie despre un profesor din Canada, de la Oakville Trafalgar High School, care s-a declarat bărbat și s-a declarat femeie. Ce a făcut ca să demonstreze că este femeie? A venit la școală cu niște sâni artificiali foarte mari, cred că un fel de baloane umflate, foarte, foarte mari. O imagine de spital de psihiatrie. Nu că ar fi ceva în derâdere pentru cei care sunt la psihiatrie, dar acest profesor chiar cred că are nevoie de consult psihiatric. Deci să vii între elevi, bărbat, cu niște sâni artificiali foarte mari, spunând că ești femeie. Și școala este de acord cu el. Școala îl susține în ceea ce a făcut acest bărbat. Da, trăim în această lume ciudată. Spuneam și cu alte ocazii, într-adevăr sunt bărbați care se consideră femei sau femei care se consideră bărbați. Nu înseamnă că acesta este normalul, ci înseamnă că aceste persoane au nevoie de consiliere, de ajutor, de, eu știu, de susținere. Nici de cum de aprobare, că ar fi normal. Pentru că poate mâine vreunul vine și spune că el este Michael Jackson sau Mihai Viteazul sau Sfânta Parascheva. Și atunci toată lumea trebuie să se alinieze, să spună, da, domn profesor, așa este, sau, mă rog, nu doar la profesor este cazul cu aceste probleme, ci oricui se poate întâmpla. Dar în momentul când societatea spune bine lui rău și răul bine, luminii întuneric și întunericului lumină, așa cum scrie în profetul Isaia, atunci este clar pe un curs de distrugere. Doamne, ai milă și de Canada, mă gândesc și de oriunde, în orice stat unde răul se pune la rang de bine.
În Iran continuă protestele deja de câteva zile după ce o tânără de 22 de ani a murit în timp ce era în custodia poliției. De ce a arestat-o poliția? A arestat-o poliția moralității sau ceva de genul acesta. În Iran există o poliție a moralei și care urmărește pe stradă femeile să fie îmbrăcate în haine largi și să aibă hijabul pe cap, să aibă fața acoperită. Această femeie tânără de 22 de ani a încălcat codul vestimentar islamic strict aplicat în Iran. Mahsei Amini se numește această tânără, a fost ridicată de poliția pentru moralitate și în urma bătăilor și în arest a murit. De acolo au izbucnit proteste pe stradă în Iran, femeile și-au rupt acest hijab, acest batic obligatoriu care le acoperă fața, altele le-au aruncat în foc, altele și-au tăiat părul. Deci în Republica Islamică a Iranului, tinerele femei care nu respectă codul moral strict au parte de un tratament foarte violent. Poliția de moralitate din Iran trebuie să dea socoteală pentru aceste lucruri. Președintele Iranului a ordonat o cercetare foarte serioasă a cazului, dar se pare că manifestațiile continuă acolo și poate nu se vor opri doar la atât. Nu știm ce urmează în viitor. Mark Zuckerberg, fondatorul Facebook, Meta, acum Facebook și-a schimbat numele în Meta, a pierdut de la începutul anului peste 71 de miliarde de dolari din averea lui. Este cea mai mare pierdere înregistrată vreodată între cei 500 de primii 500 de miliardari ai planetei. Mark Zuckerberg a mizat foarte mult pe creșterea care a avut-o Facebook în timpul pandemiei de COVID, însă se pare că lumea se îndepărtează de Facebook, continuă de asemenea cu Instagram. Instagramul are o mare priză în rândul tinerilor, WhatsApp-ul este tot a lui Facebook, a lui Meta, dar acțiunile la Facebook au scăzut în acest moment și, drept urmare, averea lui Zuckerberg, cum spuneam, a scăzut cu 71 de miliarde de la începutul anului. Este oare apusul platformei de socializare Facebook? Nu știm. Ana Maria Oprea, în revista Lumea, scrie: vizita lui Joe Biden în Orientul Mijlociu avea ca scop întărirea influenței americane în regiune. Deznodământul nu a fost tocmai cel așteptat. Singurul lucru pe care administrația Biden-Harris l-a confirmat a fost faptul că mandatul lor este lipsit și de formă și de fond. Joe Biden a rămas încă o dată neputincios, un simplu martor al scrierii Noi Ordini Mondiale, care a început pe 24 februarie anul acesta, când Rusia a decis invadarea Ucrainei, scrie Ana Maria Oprea în revista Lumea. Da, spuneam și am spus de multe ori, părerea mea personală este că acest război trebuia evitat, războiul dintre Rusia și Ucraina, și putea să fie evitat. Președintele Zelenski a câștigat alegerile pe o platformă pacifistă, le-a promis că nu va începe război cu Rusia și că va discuta despre autonomia regiunilor Donbas și Lugansk ucrainienilor, dar s-a ajuns la un război teribil. Chiar putea fi evitat acest război. Așa cum Angela Merkel, fostul cancelar german, pe vremea ei, împreună cu președintele Americii, Donald Trump, l-au ținut pe Putin în stand-by, n-a pornit războiul, cred că s-ar fi putut să-l mai țină pe Putin măcar câțiva ani și între timp poate iese și el la pensie, poate își dă demisia, poate va fi demis, poate se va întâmpla ceva, dar măcar n-ar fi pornit război. Însă senzația este că de când au venit democrații la putere în Statele Unite, au dat drumul câinilor războiului. Și Joe Biden, președintele, mă rog, cine în spatele lui, cum spunea Donald Trump, știe cineva cine îl controlează pe Joe Biden? Deși cine în spatele lui Biden, dar și rușii de asemenea cu Putin, au dat drumul la câinii războiului și iată unde ne aflăm. Revista Știri din Israel scrie: întreaga Europa este îngrijorată cu privire la alimentarea cu energie pentru viitorul apropiat. În Israel, subiectul acesta nu este la fel de arzător, deoarece, deși în general țara nu este binecuvântată cu materii prime, dispune totuși de zăcăminte uriașe de gaze naturale.
Încă înainte de declanșarea războiului din Ucraina, președintele turc Recep Tayyip Erdoğan a spus că țara lui ar putea oferi un mare ajutor logistic dacă Israelul ar dori să-și exporte gazul în direcția Europei. Acum însă, liderul puternic de la Bosfor este în pierdere, deoarece Israelul a semnat un contract cu Uniunea Europeană care este în căutare de o alternativă pentru gazele importate din Rusia și care reprezentau 40% din necesarul total. Contractul prevede că Israelul va furniza gaz în Egipt, scrie revista Știri din Israel. Acolo acesta va fi lichefiat și transportat în Europa. Prin descoperirea rezervelor de gaz natural în Marea Mediterană, Israelul a obținut mult dorita independență energetică. Noul contract a fost desemnat drept un moment istoric pentru Israel. Chiar dacă descoperirea zăcămintelor de gaze naturale a avut loc cu ceva timp în urmă, Israelul începe abia acum să vadă roadele. Printre acestea se numără faptul că va fi viitorul furnizor de gaz pentru Europa. Mai scrie revista Știri din Israel. Dar asta mă tem, sper să nu se adeverească temerile mele, mă tem că nu-l va lăsa cu mâinile în sân pe Putin, care zilele trecute a chemat reprezentanții liderii Hamasului. Mișcarea teroristă Hamas i-a chemat la Moscova pentru o întâlnire. Mișcarea Hamas luptă împotriva Israelului. Deci evident că lui Putin nu-i convine ca Europa să nu mai depindă de gazul rusesc, ci să primească gaz din rezervele pe care Israelul i-a descoperit în platoul continental al Israelului din Marea Mediterană. Și aș încheia rubrica de astăzi cu un verset din Evanghelia după Matei, capitolul 4, versetul 10. Pleacă, Satano, i-a răspuns Iisus, căci este scris, Domnului Dumnezeului tău să te închini și numai Lui să-i slujești. Așa răspunde Mântuitorul atunci când este ispitit să se închine celui rău. Noi nu ne închinăm decât celui care este viu în vecii vecilor. Nu ne închinăm la moaște, la oase de morți, la oameni morți, ci ne închinăm lui Dumnezeu care este viu. În numele Fiului Său, Iisus Hristos, Cel care a înviat din morți și prin Duhul Sfânt. Aceasta este închinarea adevărată și corectă, așa cum ne învață Biblia. Sub nicio formă, Biblia nu ne învață să ne închinăm la ceva mort, fie că sunt oasele unor sfinți sau osemintele sau moaștele unor oameni care au căutat să-și trăiască viața cu evlavie. Ideea este că ne închinăm doar Creatorului. Nu ne închinăm niciunui fel de creaturi, ci doar Creatorului, care este viu în vecii vecilor, cu care putem comunica, înaintea căruia ne putem închina, putem veni cu rugăciuni înaintea Lui și știm că ne ascultă rugăciunile. Știu că se spune că nici cei care se închină la moaște sau la oase de morți, de fapt nu se închină, ci doar le apreciază sau le respectă, le cinstesc memoria. Dar nu este adevărat absolut deloc. Toți cei care aduc un act de închinare în fața acestor lucruri se închină pur și simplu, indiferent ce spune teoria. Dar noi nu ne închinăm la așa ceva. Noi ne închinăm doar lui Dumnezeu Tatăl, care este viu în vecii vecilor, în numele Domnului Iisus Hristos, Cel înviat dintre cei morți, prin Duhul Sfânt. Glorie lui Dumnezeu în veci de veci. Aici se încheie rubrica Lumea pe scurt de astăzi. Dumnezeu să vă binecuvânteze!